chiar faptul că pune această întrebare, adresează această întrebare, eu văd că este o lucrare a Harului. O inimă împietrită este cea care se găsește în cel mai mare pericol. Nu mai vede nevoia pocăinței, dar atât timp cât permitem Duhului Sfânt să scoată la suprafață lucruri care nu sunt în ordine în relația noastră cu Dumnezeu, asta înseamnă că primim de la Dumnezeu har și posibilitatea de a ne pocăi. Poate gândul meu pentru Doamna care ne-a scris aici, și apreciez foarte mult că adresează această întrebare, este identificarea păcatului, pocăința de el. Asta înseamnă: îmi mărturisesc păcatul, mă doare de el, restaurez, schimb, cer ajutorul lui Dumnezeu, pentru că până la urmă. Cel care îmi dă victorie este Dumnezeu prin Duhul Sfânt care lucrează în viața mea. Eu, prin eforturile mele, ajung la legalismul de care vorbea doamna din uh, Italia, nu? Uh, și ne întoarcem parcă providențial. Uh, <laughs> pastorul Lucian a făcut referire la Roman 6 și 7, este de fapt lupta omului care încearcă să împlinească legea lui Dumnezeu prin eforturile personale. Standardele legii lui Dumnezeu sunt atât de înalte încât niciun om nu are șansa să poată prin el însuși să ajungă la nivelul lor. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, va striga împreună cu Apostolul Pavel, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi. Dar până atunci te ocup de ai condamna pe alții pentru că, cumva, perceperea este prin tine însuți, trebuie să ajungi acolo. Or, când beneficiezi de har, când înțelegi că numai Dumnezeu este cel care te ridică, care te eliberează de trecutul tău, începi să-i privești cu alți ochi pe oameni și spiritul acesta critic începe să se îndulcească, eventual se transformă în acea portare de grijă pe care poți să o acorzi cuiva ajutându-l să depășească un anumit stadiu. Doamna nu e singura care se luptă cu asta. Eu cred că fiecare dintre noi am trecut prin faze din asta și frumos să vezi maturizarea care ne duce de la copil la a spune adevărul în dragoste, dacă tot despre asta vorbim. Deci există un mare har pentru persoane care conștientizează unde sunt și care se pocăiesc de lucrul ăsta.